Salutare toată lumea, bine v-am fraților, la un episod și pe canalul Raul 2K. Da, mă băieți, deci data aceasta nu mai facem Resident Evil, pentru că hai să mai schimb și eu, să mai postez Resident Evil, am încheiat seria. Dar vreau să fac aici mare World You Redder, pentru că am văzut și la alți YouTuber și sunt copiator, sunt plagiator în puii mei. Și da, suntem aici la țară, la sat, la casa, probabil unde o să mai vin eu în weekend-uri și chestii de-astea. Și da, momentan sunt în garaj, că casa nu e gata, adică de-abia a fost tencuită și chestii de-alea. Și o să facem aici World You Redder, hai să vedem, frate. Deci, practic, pentru cine nu știe ce e World You Redder, e, trebuie să alegem dintre două chestii. Uite cum scrie aici, ce ai prefera să găsești, ăsta, iubirea adevărată sau 10 milioane de dolari. Bă, nu vreau să fiu bolanciu, dar 10 milioane de dolari par mai convenabil, zic eu. De, adică dacă ai, bine, dacă ai 10 milioane de dolari, nu prea mai ai cum să ai iubirea adevărată, că o să stea cu tine fetele doar pentru bani. Tot 10 milioane de dolari aș alege, ba picior aș alege mai mult decât True Love. World You Redder, vă traduc în română. Ce alegi dintre să știi data ta de, data în care o să mori sau cauza morții? Ah, deci n-ai voie să zici că să știi data ta de moarte și după aia gen să o schimbi tu, adică să știi că mori într-un accident și să-ți bagi acuțitul cuțitul în gât și să te omori, n-ai voie așa, deci trebuie doar în accident să mori. Bă, mai bine data, sincer. Că să știi accidentul, adică să știi cauza așa tot timpul, când o să ne, de exemplu, dacă afli că... Bă, da, da, dar n-ai voie să o schimbi. Bă, data morții aș alege mai mult, sincer, data. Nu, oh, data. 50-50, da, data, sincer, că așa... Asta n-ai ști când, dar așa măcar știi, știi, și zici, bă, mâine mor, aia e, dar așa n-ai ști și ai stat tot timpul să spui și zice, bă, morați, bă, bă, morați, dar așa măcar știi când vine, te doare în cur, știi? Ok. Ce ai alege, să ai mai mult timp sau bani? Bani, tati. 52-48. Tot bani, dracu. Nu? Adică... Acum depinde și câți bani, că dacă 100 de dolari îți bani, atunci mai vine timp. Dar oricum, eu am timp, deci bani. Adică eu am timp, nu sunt un om ocupat. Nu sunt chiar așa de ocupat pe cât par. Ce ai alege? Ce ai alege să-ți petreci ziua? Surfing on the... Să surfuiești, să faci surf pe ocean sau surfing de internet? Bă, surfing de ocean... Da, mai bine pe ocean, dracu, what the fuck. A, da, 52. Da, pe ocean, dracu, cine... Pe net poți să stai oricând vrei, da, pe ocean, ma... Fac surf pentru prima dată în viață să mănec în puii mei. Ce alege? Să dispară toți oamenii răi? Sau să dispară toate chestiile... A, toate chestiile rele care nu trăiesc. Adică toate chestiile rele care nu trăiesc. Nu-mi dau seama ce vrea să zic. Adică toate chestiile. Ce-s chestii rele care nu trăiesc sau cum? Nu știu, nu-mi dau seama la întrebarea asta, dar... Dacă ar fi să aleg pe prima, să elimin toți oamenii rei, m-aș elimina și pe mine. Adică m-aș duce și eu cu ei, așa că... Wipe out non-living... What the fuck, oaie? Bă... Hai mă, serios. A, aici n-am... Deci două, pe toate le-am nimerit, nu? 52... Da, mă, pe toate. A, asta 50-50. Da, pe asta. Deci, două din, nu știu, mă rog, număr după aia, vedem după aia. Would you rather to have all your... Stai. Deci... A, cu ce ai alege să fie toate... Adică, nu știu cum să zic. E să alegi ceva în viață, să aleagă oamenii în locul tău sau să fie o metodă random prin care să se aleagă. Bă, sincer, oamenii. Adică aș putea să zic la maica mea, în puii mei, să vă mama alege tu aia și să, sau nu știu, nu înțeleg, by other people. By other people la ce se referă? Adică oameni străini sau și din familie? Vezi, nu sunt corect întrebările astea puse. Așa pot să o rog și pe maica mea, în puii mei, să aleagă ea, știi? Nu știu. By other people. Că random... A, uite, na. Using a random method, în puii mei, privă că ar fi să aleg să mă arunc de la 50 de metri de pe bloc sau să nu mă arunc și random, în puii mei, direct. Na, nu, nu. Îi glumesc acum, dar nu. By other people, dracu, e mai convenabil, zic eu. Da. Would you rather, take a... Să te duci în Europa... Take a sightseeing... Cum adică sight? Stați un pic că îmi dă creșe aici creierul. Sightseeing... Sightseeing... Ah, sunt turistic, da. Deci să te duci în Europa sau în Caraibe? Caraibe, dracu, what the fuck? Ce întrebări sunt astea? Păi dau 75, era clar în puii mei. Ok, ce alege? Să n-ai internet, să n-ai...
No cell phone adică eu oricum nu prea stau pe telefon, nu știu prea. Ah, by the way, by the way, bă. Uitați cu ce mouse mă joc eu acum, în puii mei. Uitați. Uite mouse-ul meu, bă. Uitați mouse-ul meu cum arată. S-a dus, gata. Pa, Parizer, Black Widow. Nu Black Widow, Detador, în puii mei. Rip, gata, s-a dus, nu mai avem mouse. Trebuie să-mi iau un mouse. Da, s-a n-a mai mers, tot unde de eroare și îl chem eu pe taică-mi, tata, ajută-mă. Mi-a taică-mi eu. Oare ce are? Bagă cuțitul în el direct. Că era de la mofă, nu mergea de la mofă. Mă rog, dar... Na, păi mie. Mare mouse de gaming ce avem acum aici, băieți. Ok. Deci nou cellphone, clar, păi mie. Nu prea folosesc telefonul, știi? Deci n-am nevoie de telefon. Hold your idol to be able to make an imaginary thing become reality by just making it disappear by drawing and erasing it. Deci, să faci lucrurile realitate desenându-le sau să faci lucrurile să dispară, să le desenezi și după aia să le ștergi. De exemplu, dacă eu vreau să dispară monitorul în momentul ăsta, îmi desenez monitorul pe foaie și îl ștergi și dispare. Bă, sincer, prima. Și clar, nu știu cine, deci clar, 80% peste 8. What? Deci, cine a ales așa ceva? What? Adică gândiți-vă, poți să-ți desenezi bani pe hârtie și să-i... What the fuck? Ce întrebare stupidă, lol. Cum naiba, cine a ales asta? Poate au dușmani ăștia în puie mie și au ales să-i șteargă, nu știu, chiar nu știu, jur, dar nu știu cine ar fi ales așa ceva. Ce alege... A, să nu vină nimeni la nuntă, la cununie, nu știu cum s-ar traduce exact, nu, la cununie, cred că e asta, mă, wedding, cred că cununie, mă, asta să verific, wedding. Da, nu, nuntă. Mă rog, cununie, nuntă, nu-i sinonime, drecu. Sau la mormânt, bă, la nunt... La... Mormântare mai bine nu vine nimeni, sincer, clar. What? De ce? Nu are sens, mă. Adică la nuntă, dacă nu vine nimeni, practic... Adică știi că oricum ești mort. La mormântare ești mort oricum. Nu înțeleg, dăm următoarea pagină. În mormântare oricum ești mort, știi? De ce să mai vine cineva? Ma, mă rog, nu știu, n-am înțeles. Sai partener who has concreting... Religious vive sesiu sau adică să vadă să fie credincioasă ca tine sau necredincioasă sau să fie cu politică. Bă, dacă aș găsi o puna să lurească pe Dragnea, clar în puii mei, din 50-50 aici, dar tot, na, v-ați prins voi. Religia nu mă prea interesează, pe mine nu-s cu religia, nu mă interesează, băi, gata, gata, să mor tu. A, doamne, ce prost, nu vedeam în puii mei. Hold your radar, go back in time and meet your, adică să-ți inter... Deci să te duci în trecut, să-ți, nu știu cum să explic, să-ți întâlnești rudele din trecut sau să te duci în viitor să-ți întâlnești copiii. Adică, mă rog, nu copiii, nepoții, cum s-ar traduce, nu știu, mă rog, v-ați prins voi. Bă, sincer, în viitor m-aș duce, bă, nu știu ce să zic, în viitor, da, 74, adică, clar, băi, în viitor e mult, băi, nu neapărat să-mi întâlnesc, nu mă interesează să-mi întâlnesc, știi, că oricum nu m-ar cunoaște. Dar, viitor, frate, Dragnei mort, chestii, știi? Glumesc. Deci, ce ai alege dintre? Să trăiești într-o lume fără probleme, să trăiești într-o lume where... Mă, pu, clar! Ce se întâmplă, frate? Clar... Ce? No problems. Nu mă prind. Ce naiba? E dai că mi se plimbă pe lângă geam, what the fuck? Ah, ba nu, toate lucrează aici la ceva. Nu știu ce să zic aici, sincer, ar fi mai șmecher să... Că dacă aș conduce eu n-ar fi probleme, m-aș enerva odată Hitler V2 direct. Glumesc, brecu, glumesc. Ce alege? Să trăiești în lumea lui Harry Potter? Sau să... O fame and wealth? Să ai o viață bună cu ba... Nu înțeleg, stați un pic, eu sunt mai prost așa de... Da, să trebuie să aduc... Fame... Fame of wealth... Faima... A... Faima bogăției, drecu. Da, 65%, era clar. Cu ce ai încercat să ieși afară în oraș? Da. O celebritate sau your crush got a special on you now? Clar, îmi pui mie, drecu. Mamă, bă. Mamă, ce ar fi să mor eu. Ce ai alege dintre a zbura sau... Să citesc mintea, sincer. 48-52. Na, îmi pui mie. Să citesc mintea, sincer, că așa dacă aș vorbi cu un aș vrea ce gândește despre mine, știi, dar să zbor, ce trecut mă aștept să zbor, oată mi-au jet pe că puii mei și tot zbor, dar nu m-ar așa la nimic să zbor, sincer. Nu m-ar așa la nimic să zbor, să citesc mintea, sincer. Ce alege? Deci să ai o vacanță
două săptămâni, deci vacanța visurilor tale, două săptămâni, sau să spend 5 days with anyone in the world, but you must stay. Bă, sincer, a doua. Wow. What the fuck? Bă, sincer, dar nici aș alege, nici aș putea alege, dar eu am mulți. Bă, deci, spend 5 days, bă, in the world. Adică aș putea și pe cineva din România să duc la mine. Bă, sincer, aș alege asta, nu de alta, dar eu sunt foarte mare fan Codrin Bradea și aș vrea neapărat să mă întâlnesc cu el, să stăm, frate, 5 zile, să mă... Frate, da, nu, neapărat, a doua, nu. Mare fan Codrin Bradea, frate, respect, frate, ține-te, am aici la inimă, frate. Da, a doua. Aș aduce pe Codrin Bradea. Mare fan. Would you rather to be, să fiu, to be a friend. Bă, sincer, să fiu un prieten, dar nici prieten, nu-mi place să fiu faimos, sincer. De căcat să fii, să mergi pe stradă să sară ea pe tine cu autografe, cu alea, nu-i nasol, știi? Eu, na, sau fame, și ce să zic, mă, care mai, că, ai faza, e nasoală viața să fii faimos, că, gândiți-vă, în pui mei, aia faimos, nici nu prea ies afară din casă, stau numai închiși în casă, nu pot să facă nimic, ca că s-ar fanii pe ei, știi, nu știu ce să zic, hai, faimos, de dracu. Da, uite, eram sigur că asta e, dar mă rog. Nu știu ce să zic sincer, na, pui mei. Ce alege dintre have everlasting fame and... Fame and for... Ce? Have... A, să ai faimă și să n-ai iubița alea, sau să fii cu iubi... Băi, eu v-am zis, nu-mi place să fiu faimă, să fiu chestia asta, deci a doua, sincer. Na, nu-mi place să... V-am zis, uite, asta era. Stai. Would you rather? Să trăiești de două ori mai mult sau să câștigi, că să câștigi loteria, sincer, nu mă interesează neapărat să trăiesc mult, că dacă aș trăi, hai să zic că trăiesc 65-70 de ani, 100, e de căcat, știi? Adică dacă aș duce o viață de aia blană, să am mulți bani și alea, probabil twice as long, dar în România, frate, probabil nici aș apuca să trăiesc atât de mult în puii mei. La cum mă duc în România, sincer. Nu știu, na, mă rog, sincer, na, nu. Să fiu the smartest person, the hottest, dracu, what the fuck, 54-46. Deja the smartest, să cel mai deștept om din lume. Și se aude, frate, se deschide ușa singură. What the fuck, bă. Mă rog. Ce alege să fii... A, uite, dar de ce se leagă așa de mult întrebările astea? Nu înțeleg. Să fii cea mai bogată persoană de pe planetă sau să nu mor niciodată? Eu cea mai bogată de pe planetă. What the fuck? De ce alege așa ceva, mă? Nu înțeleg, jur, immortal. Păi, practic, da, nu știu, tot. Nu mă interesează neapărat să... ce ai alege? Să fii jumate din greutatea ta sau să fii de două ori cât greu? Am ales din greșeală, double. Da, o să aleg încă o dată. Da, am ales din greșeală, double. Deci, stai să o luăm logic, scuze, deci nu se pune chestia asta. O să punem așa în cap. Dacă aș fi jumate, aș avea 35 de... Ba nu, stai mă. Aș avea vreo 37-38 de kg. Dacă aș fi dublu, aș avea 150 de kg. Bă, sincer, de... Hate. Hate. Stai mă, hate. Hate, wait. Păi stai, frate. Hate, hate. A, înălțime! Ce prostă sunt, hate. A, deci să fiu mai mic, jumate din mine, sau să fiu de două ori mai gras. Bă, am 1,85, să nu știu cât vine. 1,85 împărțit la 2. Aș avea 92 de centimetri, deci aș fi undeva pe aici. Hai de capul meu, bă. Double your weight în puii mei, da, puii mei. Adică e fain să fii și mic, sincer, dar așa de mic. N-ajungi la pedale, la mașină, nu te urci pe scaun ca lumea, nu. Double, am ales bine, nu, double. Nu știu de ce ai alege să fii așa de mic, sincer. Da, nu, de două ori mai mare, 150 de kg aș slăbi eu până la urmă, știi? Dar, na, pui mie. Ce ai alege? Save the life așa sau have an actual working? Save the life of starving African. Bă, știi care e faza? Uite, nici întrebarea asta nu-i pusă bine. Adică save the life. Să le dau eu din banii mei să-i salvez sau pur și simplu să salvez? Oricum nu mă interesează de sabia asta, nu știu ce aș face cu așa sabie, deci a doua, sincer. A, prima, pardon. Heaven, actual working. De ce vreau o sabie laser? Nu înțeleg. Ce alege? Piercing sau tatu? Bă, n-aș alege niciuna, nu o să aleg aici, nu vreau să-mi pocesc corpul, sincer, deci nici tatu, nici piercing, nimic. Nu pot să aleg, nu pot.
Cine dracu ar alege așa ceva? What the fuck? Dar dacă trebuie neapărat să aleg, sincer, mai bine... Mai bine tatuaj mă arată decât mai ok, știi? Dar tot nu mi-aș pune nimic pe corpul meu. Nimic. Nici tatuaj, nici piercing, nimic nu mi-aș pune. Nimic, nimic. Dar dacă ar fi să aleg neapărat, da, tatuaj, că alea măcar nu sunt corp, nu-ți găurești corpul, știi? Măcar astea pe piele, așa, și arată și mai ok cât de cât. Să fie un avocat sau doctor. Bă, doctor, dacă greșești ceva, faci pușcărie, cel mai probabil. Adică dacă l-omori pe unul și moare din vina ta, și avocat, dacă pierzi un caz, aia e. Avocat. Că se câștigă și mai bine din avocatură, că dacă îți vine o firmă de aia sau ceva bogată și alea, îți dă mulți bani. Nu știu. Care nu le știu pe niciunul dintre ele, deci n-am cum să aleg. Nu știu, nu vreau. Nu știu, nu. Nu știu niciunul dintre ele, nu mă prea uit la filme, de ce nu. Ce alege? Să primesc eu $1,000,000 sau să am $10,000 go to age for 100,000 poor African? Să dau $10,000 la 100,000 de... Nu, n-am înțeles întrebarea, oricum receive $1,000,000, clar, dracu. Adică știi care e faza? Chiar dacă le-ai da banii, tot nu o să supraviețuiască mult mai bine. Have go age to... Adică să se ducă câte 10, nu știu, tot $1,000,000. Cine n-ar alege $1,000,000? Adică, și care e faza? Nu că nu mă interesează de foamea din Africa sau chestia, dar de ce mă privește pe mine, ce fac ei acolo, știu, aș... Toată lumea cred că l-ar alege chestia, mă rog. Și o să mai pun încă... O să mai pun încă... Întrebarea asta și dacă vreți și strângem 500-600 de like-uri, mai facem încă un episod de genul, fraților. Deci, să ai un buton să-ți dai viața înapoi, cum ar veni, sau să ai un buton să-ți oprești, adică să dai stop. Băi, sincer, dacă, adică să oprești timpul sau puțin o viață, adică gata, stop. Rewind, sincer, dracu. De ce? Bă, pause button in your life. Păi de ce? Cu ce te-ar ajuta un pause button, bă? Nu înțeleg. Nu, nu știu, mă rog. Fraților, oricum, sper că v-a plăcut acest episod. Dacă mai aveți episoade de genul de World Raider sau de alte joculețe de astea, așa, mini-joculețe, dați, frate, și voi un like și scrieți. Dacă mai știți mini-joculețe de genul, scrieți, frate, în comentarii. Probabil o să mai fac, o să țin site-ul. O să... Uite, site-ul ăsta, by the way, cred că a fost facecam-ul peste el. Dar uitați, acum am scos facecam-ul, ăsta e site-ul. Dacă vreți să vă jucați și voi, mă rog, o să-l aveți în descriere. Sper că v-a plăcut și noi ne vedem data viitoare. Salut!